Judecătorii Gurgeni intră în sălile instanței cu banderole albe în semn de protest față de modalitatea în care guvernanții vor să modifice legislația. Magistrații de la Târgu Jiu se solidarizează astfel cu colegilor din țară care au protestat în ultimele zile, întrerupând activitatea pentru o oră și ieșind cu robele pe mână în fața instanțelor. În ziua de ieri a avut loc adunarea generală a judecătorilor din cadrul judecătoriei Târgu Jiu și s-a adoptat cu majoritate această formă de protest prin purtarea de banderole albe în timpul ședinței de judecată până la mijlocul lunii ianuarie a anului următor, urmând ca ulterior, dacă va fi nevoie, să adoptăm și forme mai radicale de protest, raportat și la evoluția situației privind modificările legislative. Judecători și procurori din mai multe județe și municipiul București au început protestele în întreaga țară, arătându-și dezacordul față de modificările adoptate de Parlament la pachetul legilor justiției și față de amendamentele la codul penal și codul de procedură penală.